Peste 5.000 de decizii de recalculare a pensiilor au fost oprite de la distribuire în județul Alba pentru că există bănuiala că ar fi greșite. Între timp, românii care s-au ales cu pensii mai mici după recalculare, inclusiv cei nevăzători sau cu alte dizabilități, amenință cu proteste în fața guvernului. Premierul Marcel Ciolacu le promite că vor rămâne cu pensia în plată, doar că scăderea cuantumului cu până la 80% înseamnă că nu vor beneficia de creșteri de pensii în următorii ani. Din dorința de a nu ajunge la beneficiarii noștri decizii greșite care ulterior să genereze debite, am considerat important la nivel de instituție ca aceste decizii să fie reținute de la plată. Aceste decizii vor fi reanalizate, nu înseamnă că sunt greșite, doar că existând anumite suspiciuni de date eronate, fie elemente de stagiu, fie de cuantum al pensiei, fie de număr de puncte stabilit, da? Am considerat că este extrem de important să nu generăm anumite nemulțumiri în rândul pensionarilor prin comunicarea unor decizii. Avem anumite programe care noi ne folosim de ele, cum ar fi Sengaiu, BMI-ul, fotografia de profil la mega imagine, fecearges.scrit, mărioara murăresc cu folclor și tradiții din România. Deci putem afla orice, de pe Google, de pe Facebook, dar trebuie să ai bani ca să-ți cumperi. Aștept de 20 de ani cu limită de vârstă să fim încadrați altfel, dar nu s-a întâmplat nimic. Noi am rămas mereu cu pensia minimă, cu toate că la limită de vârstă era egal cu 35 de ani, cu o persoană care a lucrat 35 de ani. Ei nu găsesc alte locuri de muncă și pentru persoanele cu dizabilități. Ca o persoană cu dizabilități, dacă stă acasă, se închide, se stresează. Una e când te duci undeva la un loc de muncă, eu știu că am lucrat și știu cum era acolo, e altceva între colegi. Una e când stai acasă pe Facebook, pe Messenger. Recalcularea nu a făcut decât să-mi aducă dificultăți suplimentare. Din păcate, statul tot timpul a fost imun la problemele noastre, ne-a aruncat în marginea societății, să zic așa. Ba chiar mai mult ne fac vinovați pentru dizabilitățile care le avem. Sunt momente când trebuie să plătim pe cineva, dacă mergem mai departe și nu cunoaștem zona. Sunt momente când, dacă vreau să-mi cumpăr ceva, îmi găsesc sau nu găsesc, omul trebuie plătit. Statul iar dau vina pe stat. Nu s-a ocupat pe deplin pentru noi, a diminuat locurile de muncă și n-am mai avut unde lucra pentru a-mi face și eu o vechime mai mare. Ce vreau să aduc în evidență, un miner poate să facă un masaj, dar eu nu pot să lucrez în mine. Nicio pensie nu scade. Se mică legea sau cum? Nu. Haideți să vedem exact unde sunt imperfecțiunile legii. Asta am dat. Până atunci se va trimite pe fiecare categorie socioprofesională o scrisoare din partea Ministerului Muncii. Se lucrează la ea și pe urmă vedem ce trebuie să modificăm. Suntem într-o zonă, din punctul meu de vedere, relaxată. Pentru că nimeni nu a pierdut niciun ban. Care sunt ultimele date în scandalul recalculării și când ar putea avea loc protestele acestea anunțate de pensionare? Aflăm de la colega mea, Cătălina Iordache. Te ascultăm, Cătălina. Bun găsit! Sunt mai multe nemulțumiri ale persoanelor cu dizabilități din România după recalcularea pensiilor. În primul rând spun că au fost eliminate anumite facilități pe care le aveau înainte, de exemplu un stagiu de cotizare obligatoriu diminuat. Așadar și nevăzătorii se pregătesc pentru un protest. Sunt 90.000 de nevăzători la noi în țară și cei mai mulți trăiesc din această pensie, iar o parte dintre ei s-au trezit cu cuantumul diminuat de la 1 septembrie 2024 și deși rămân cu pensia în plată pe care o au acum, se plâng că nu vor mai beneficia de următoarele creșteri de pensii, de exemplu indexarea cu rata inflației care se face la fiecare început de an. Așadar, se pregătesc două proteste pentru luna viitoare după această recalculare a pensiilor. Pe de altă parte, continuă și livrarea deciziilor de recalculare în întreaga țară. Până în acest moment, peste 4.000
milioane de documente au ajuns în circuitul poștal și mai bine de 2 milioane și jumătate de plicuri cu decizii de recalculare au ajuns la pensionare. Acest proces trebuie să se termine în această săptămână, pentru că de săptămâna viitoare va începe și distribuirea pensiilor recalculate.